numiți poporul cu televizorul. N-am zis că vreau să fiu, să fiu manechin în vară, am zis că vreau să scap de câteva kilograme și nu reușesc, așa că ceea ce am văzut la voi acolo pe ecran, și pentru că mă știi, eu am o imaginație foarte bogată, simt aici acasă mirosul de la voi din studio. Așa miroase, exact cum simți tu, să știi, exact așa cum miroase. Sunt convins, îți dai seama că, uite, încă un motiv să nu mai fiu chiar așa convins că vreau să slăbesc. De fapt, îmi pare rău. Că vreau. Spune lui Michel că îmi pare rău, n-am știut că va fi așa. Da? Cum spunea maestru Sergiu Nicolescu, nu credeam că doare așa. Așa. Într-adevăr. Da. Doamnelor și domnilor, ce comentăm astăzi împreună cu Leonard Miron este foarte serios. O informație ieri din presă spune negru pe alb. Familiile formate din persoane de același sex trebuie recunoscute legal. Trebuie țările care fac parte din Consiliul Europei, inclusiv România, trebuie să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex, conform unei hotărâri pronunțate ieri, 17 ianuarie, de către judecătorii CEDO. Hotărârea istorică a fost luată în cazul Fedotoval și alții împotriva Rusiei și reprezintă dezvoltământul unui proces îndelungat, al cărui rezultat garantează respectul pentru familiile din comunitatea LGBT și le poziționează ferm sub protecția CEDO. Procesul a fost intentat de trei familii formate din persoane de același sex din Rusia, care evident au depus dosarele în vederea căsătoriei. Dosarele au fost respinse. CEDO stipulează că Rusia trebuie să le dea acordul pentru a se căsători. Și vă mai dau o ultima informație. România este una dintre ultimele 6 state membre ale Uniunii Europene care nu oferă nicio formă de protecție legală pentru familiile bazate pe cupluri de același sex, alături de Polonia, Lituania, Slovacia și Bulgaria. Bună oară! Leonard, tu ai povestit de-a lungul timpului despre faptul că în momentul în care tu ți-ai asumat cine ești, atât în sferă privată, dar și în sferă publică, sfera publică, ai primit foarte multe comentarii și reacții discriminatorii. Poate din acest motiv nici nu ești aici și ești acolo, în Anglia. Cum comentezi această informație și ce crezi că se va schimba? Și cum simți tu lucrurile astea? Evident că momentul, decizia celor de la CEDO de ieri, n-aș merge până acolo încât să spun că este un moment istoric, este un pic cam mult. Istorie este cu totul altceva. A spune că este un extraordinar pas înainte. Un pas înainte care deschide porți pentru următorii pași înainte, pe care toți cei din comunitate, sau mai bine spus, toți cei din într-o lume modernă, sperăm că îi vom face împreună. Acum trebuie să translăm momentul ăsta istoric, cum îl numeai tu, pasul înainte, așa cum îl numesc eu, din realitatea europeană și internațională în spațiul mioritic, pentru că problemele aici vor începe. Și în primul rând mă gândesc la lumea politicului, oamenii pe care noi am votat să ne reprezinte interesele și care sunt în Parlament. Imaginează-ți Parlamentul României din acest punct de vedere divizat în două de un zid. De o parte și de alta zidului sunt cei care sunt pro sau contra și vor folosi această decizie ca un capital politic, chiar dacă îmbracă sau nu îmbracă costume populare la ședințele parlamentare. Vor fi cei care vor spune da, să ne ducem, să mergem înainte, să recunoaștem, să facem, să trecem, și vor fi cei de cealaltă parte a zidului care vor aduce încă o dată pe tapet blablaul cu familia tradițională și valorile creștine și așa mai departe. Pe mine mă interesează mai mult ce vor face politicienii care sunt călare pe zid, care nu sunt nici de o parte, nici de cealaltă. Pentru că dacă ești un politician cu scaun la cap, da, știu, de multe ori ăsta este un ideal, este un miraj, este o dorință, dar poate că există politicieni cu scaun la cap care se vor gândi, stai o secundă, deja nu mai este un sfat, deja nu mai este o recomandare, este o decizie. Țările din Consiliul Europei trebuie să adopte o legislație care să susțină și să protejeze familia. Gândește-te că în urmă cu câteva săptămâni, la sfârșitul anului trecut, toată lumea vroia să boicotăm firmele austriece pentru că nu i-a lăsat Austria să intre în Schengen. Vezi, poate că acum se va realiza faptul că în momentul în care intri într-o asociație, organizație, comunitate și așa mai departe, nu sunt numai drepturile pe care le ai, nu sunt numai, să zicem, avantajele pe care le ai, dar trebuie să respecti și anumite reguli care poate ție nu-ți convin, poate nu se potrivesc
cu ceea ce vrei tu. Deci politicienii români sunt acum într-un moment extrem de delicat și trebuie să se gândească foarte bine de decizia pe care vor lua. A doua greutate care pică pe umerii cuiva, pică pe umerii celor de la Accept. Eu nu-i cunosc sau i-am cunoscut pe cei care erau la începutul organizației. Acceptul s-a schimbat. Acceptul este organizația care reprezintă comunitatea LGBTQ+ în România. Acceptul s-a schimbat strategia în bine, foarte bine, extraordinar de mult în ultimii ani. Au încetat să mai lupte, vor mai mult să reprezinte, să arate, să promoveze valorile unei comunități care are un cuvânt de spus. Ei bine, ceea ce trebuie să facă și politicienii și Acceptul este că trebuie să înțeleagă că nu poți să alergi dacă nu ai învățat să mergi. În țări ca Spania, Marea Britanie și vorbesc de țările în care trăiesc, recunoașterea familiei formate din parteneri de același sex a venit destul de târziu, a venit acum 5, 6, 7 ani. Înainte de această perioadă a fost un tampon, dacă vrei, de obișnuire a emoției publice prin formula de parteneriat, parteneriat între parteneri de același sex. Și atunci, eu cred că așa ar trebui să se meargă. Evident că va fi o campanie de susținere a ideii care uneori poate va fi împinsă prea mult. Evident că va fi o campanie în care vor fi puși la zid toți cei ca mine, dar trebuie să înțeleagă toți implicați în procesul ăsta pe care trebuie să-l urmăm. Dacă nu, înseamnă că nu facem parte din comunitatea asta europeană pe care ne-o dorim atât de mult. Trebuie să înțeleagă faptul că a fi parte din această comunitate nu înseamnă numai a mărșălui pe străzi fluturând drapele cu steagul tricolor, curcubeului. Înseamnă să arăți că poți să faci un festival de film, un festival de muzică, poți să faci o expoziție și de asta spun eu că Acceptul a făcut în ultima perioadă niște manifestări absolut extraordinare. Eu n-am fost acolo, dar le-am urmărit în mediul online. Și încă o chestie, indiferent de ce parte a zidului ăsta de care vorbeam eu mai devreme te afli, eu cred că toți trebuie să învățăm ceea ce eu am învățat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta foarte repede după ce am venit în Anglia. Am învățat un principiu după care îmi conduc viața. Englezul spune let's agree to disagree. Hai să cădem de acord că nu suntem de acord și să ne respectăm unul pe altul. Nu vreau să fac prozeliție, nu vreau să spun că stilul meu de viață este unicul stil de viață acceptabil, este unicul stil de viață bun, este unicul stil de viață corect. Atunci nu face nici tu lucrul ăsta. Și crede-mă că lumea asta ar fi și mai frumoasă, și mai bună dacă există și acceptăm și vrem să vedem că există și alb, și negru, și roz, și verde, și galben, și toate culorile. Pentru că dacă vrem să vedem lumea în alb și negru, poate că ar fi fost mai bine să ne fi născut în anii 20-30, 1920-1930 și să ne trăim viața ca un film din perioada aia. Leo, îți mulțumesc foarte mult pentru această părere. Este Cristi. O părere care este în spiritul vremurilor și a modului în care merge societatea. Cristi, o singură secundă. Știi de ce îmi dau cu părerea? Că inițial n-am vrut să-mi dau cu părerea. Gândește-te că eu am trăit 50 și ceva de ani, 53 de ani. La 20 de ani făceam petreceri gay cu perdele trase să nu mă aresteze poliția, că era articolul 200. La 30 de ani mă prezentam prin televiziune și pe la petreceri tot felul de iubite ca să fiu sigur că mai prezint mamaia și cerbul anul ăsta, anul respectiv. La 40 de ani trebuia să încep orice interviu la reviste, ziare sau la televiziune cu povestea cum l-am cunoscut pe Miguel, ce facem noi în pat, cine face ce și așa mai departe. În sfârșit ajung la 53 de ani și într-o emisiune serioasă, cu un moderator decent la un post de televiziune care se respectă și își respectă telespectatorii, ajung să vorbesc și de lucruri care chiar merită discutate. Mulțumim foarte mult, a fost Leonard Miron. Un gest de normalitate, nimic altceva. Mult succes, să ne auzim cu bine, doamnelor și domnilor, după pauză, alte surprize. Răsturnare de situație cu Anda Adam, imediat vedem.